Zeci de localnici din comuna Pădina Mare au venit la primărie să ceară socoteale edilului. Sunt 3 luni de când furnizarea de apă în sat a fost sistată. Devinând sunt datoriile de 36.000 de lei acumulate de furnizor, așa că sistemul de alimentare cu apă a fost deconectat de la rețea în ianuarie. Deși, spun localnicii, au plătit și în avans apă pe care nu au apucat să o consume. Le avem și noi copii mici de spălat, avem animale de ăsta, nu avem cu ce să cărăm apă, nu avem apă de 2 săptămâni de zile. V-am mai dat 100 de lei în plus și nu am apă de 3 luni. Ne dați o zi la 2 săptămâni și atât, noi apă tot nu avem. Mă duc la 80 de ani, din fântână apă. Păcat din noi, domnule, păcat. Toată lumea, toată populația a plătit bani în plus ca să fie apă. Nu avem apă. Nici dispensarul, școala cu 50 de elevi și grădinița nu au apă. Toată lumea se spală cu apă din bazine improvizate. Am apă la bidon, am făcut contract cu o firmă de apă de băut, copii au apă de băut, restul umplu butoiul cu apă și am pentru baie, pentru copii. Aștept de la primărie, le-am făcut 2 adrese, aștept soluția dumneavoastră. Altceva ce? Este alimentată școala de la sistemul public? Este alimentată la sistemul public, când funcționează, se alimentează, când nu, o alimentăm separat. Ne pare rău pentru cetățeni, dar apa, fiind 3 lei, de un an jumate de 2 s-a mărit prețul la curent. S-a făcut 1,30 lei, 1,50 lei și fiind pierderi instalația foarte veche, oamenii mulți n-au înțeles să și fură. Și am ajuns într-o situație în care nu s-a mai putut plăti la acest. Așteptăm din zi în zi să vedem de la București ce ne trimit ca să putem să mărim și prețul la apă și să dăm drumul. Dar datoriile oamenilor care sunt, ei trebuie să le achite. Consilierii locali spun că, de fapt, datoria ar fi de 3 ori mai mare și depășește 100.000 de lei. Reprezentantul firmei care furnizează apă în comună și care aparține de Consiliul Local a refuzat să dea declarații. Oamenii se tem acum că apa va fi oprită și în celelalte 4 sate.